Cum v-am promis, Cristian Tudor Popescu, studioul Digi24. Bună seara! Bună seara, domnule Prelipcean. E inflație de dezvăluiri, Cristian Tudor Popescu. Televiziunea duduie. Merge full option zilele astea. E o săptămână plină de televizoare. Mai nou, televizoarele lucrează împreună. Dar să nu dăm filmul înainte. Mai întâi, Liviu Dragnea vorbește la televiziune despre ce s-a întâmplat în 2012 cu guvernul pe care îl făcea Victor Ponta. Victor Ponta îi răspunde. Găsesc foarte potrivit un titlu pe care l-am văzut în Adevărul. Liviu Dragnea și Victor Ponta se acuză de lucruri pe care le-au făcut împreună. Da. Foarte corect. Aș vrea, înainte de a discuta despre acești domni, aș vrea să vă citesc ceva din Stephen Hawking, despre care vom discuta totuși, da? Sigur, în cursul emisiunii. Sigur. Aș vrea să începem cu asta. Suntem în pericol de a ne autodistruge din rapacitate și prostie. Nu putem să stăm și să ne holbăm la noi înșine pe o planetă mică, din ce în ce mai poluată și suprapopulată. Și din asta, Stephen Hawking extrage ideea părăsirii Pământului, proiectului, să-i spun, Childhood's End, după un roman celebru al lui Arthur C. Clarke, mare autor de science fiction, ieșirea omenirii din spațiul terestru spre alte corpuri cerești, spre întreg cosmosul. Cu această afirmație a lui, cu această idee a lui Stephen Hawking, nu sunt de acord. Sunt de acord cu altele și o să discutăm, dar cu asta nu sunt. De sau ce? Dacă vreți, aș completa-o negativ. După ce vom părăsi Pământul și ne vom duce pe Marte, ne vom duce în afara sistemului solar, pe exoplanete, oriunde ne-am duce, vom reuși să realizăm acolo poluare suprapopulare, rapacitate și prostie, așa cum am făcut-o și pe Pământ. Vom transporta toate astea cu noi și vom distruge orice corp ceresc pe care l-am colonizat. Pentru că nu schimbă călătoria, nu schimbă substanța umanului. Dacă îți transporti natura nocivă, destructivă la miliarde de kilometri distanță, ea nu e mai puțin nocivă și destructivă. Acum să revenim la... De ce spune că ne uităm unii la alții? Ce înseamnă că ne uităm unii la alții? Să ne holbăm. Să ne holbăm. Nu putem să ne holbăm la noi înșine. Pentru că... De ce spune la noi înșine? Pentru că nu putem concepe, marea majoritate a oamenilor, da, nu pot concepe, nu au ideea de... Nu au instinct planetar, de pildă. Nu pot concepe că omenirea înseamnă, dacă pui toate trupurile omenești la un loc, înseamnă ceva mai mult, dacă le presezi unele în altele câte sunt pe Pământ, obții cam un kilometru și jumătate de materie vie, cub. Evident, kilometru cub și jumătate de materie vie. Atât suntem, da? Dacă ne gândim la cosmos, așa cum este el acum în radiotelescoapele, în cele mai puternice instrumente de observație și în teoriile fizicienilor, marilor fizicieni, cum este Stephen Hawking, deci dacă ne gândim la acest model de univers, Pământul nu există.
Sistemul solar nu există. Noi nu existăm. Dacă ne situăm pe coaja acestui univers de miliarde și miliarde și miliarde de ani lumină și galaxii, metagalaxii și așa mai departe, noi nu existăm. Câte dintre asta vrea să spună Stephen Hawking, ne holbăm la noi înșine? Da? Că nu suntem în stare să gândim omul ca ființă cosmică, nu? Sub specia cosmosului. E și mai, eu v-aș spune mai simplu, câți dintre noi ridicăm ochii spre cer din alt motiv decât să vedem cum e vremea sau să îl invocăm pe Dumnezeu când considerăm că toți ceilalți sunt răi și noi suntem buni și nedreptățiți. În rest, nu ridicăm ochii spre cer. Dar o să discutăm și despre Dumnezeu și despre cer și despre Stephen Hawking. Până atunci... Liviu Dragnea. Da. Și dezvăluiri. Liviu Dragnea. Liviu Dragnea este un exemplar de Homo sapiens. Nu? Ca de altfel toți cei care, pe care îi vedem acum jucând pe funii în fața noastră, într-un haloimus multicolor, și el, și Ponta, și Tăricianu, și Iohannis, și toată lumea care se manifestă, și Crin Antonescu, și așa mai departe. Sunt cu toții Homo sapiens, așa spune taxonomia. Se cheamă specia Homo sapiens în Homo, da? Este unul dintre cele mai nefericite nume acesta dată ființelor pe care le reprezentăm, sapiens. Nici măcar inteligenția din latinește. Nu, sapiens. Sapiens nu înseamnă inteligent. Sapiens înseamnă înțelept. Înseamnă cu scaun la cap. Așa ceva este atât de rar pe această planetă și cu atât mai mult la noi în țară. Și totuși se numesc Homo sapiens. Acum, haideți să vedem mai întâi care este poza la poza, să-i spunem, locală. O să judecăm în această emisiune în termeni de astrofizică, în termeni de cosmologie. Deci hai să vedem care este poza locală și după aceea să ne ridicăm la ceea ce Stephen Hawking numește The Grand Design, nu? Marele plan al Universului. Poza locală. Poza locală a ce vedem noi aici... Un milimetru pătrat. Nici atât. Nici atât. Nu suntem nici umbra unui fir de praf în cosmos. Ce vedem noi poza locală? E cel mai bine reprezentată de un film cu Stan și Bran, care se numește Big Business. Mai cunoscut este Stan și Bran, vânzători de brazi, dacă l-ați văzut. Stan și Bran de Crăciun fac mare afacere. N-aș vrea ca telespectatorii noștri să piardă această explicație. Tocmai mi-a spus colegii că aveți o problemă cu lavaliera și o rezolvăm acum. Să pun eu lavaliera asta aici și o leg aici, ca să vă auzim. Vorbeați despre Stan și Bran. Da. Gata. Păi și dumneavoastră? Eu am peste alt. A, bun. E, acum se aude? Gata. E bine, s-a rezolvat. Deci, unde... Poate să vă spună unde am de unde să reiau? E ok. Da? Am auzit. Deci poza locală, da? Spuneam, și după aceea ne ridicăm la Grand Design. Poza locală este un film cu Stan și Bran, Big Business, în care cei doi vor să vândă niște brazi de Crăciun. Încarcă o mașină cu brazi și se duc pe la casele oamenilor încercând să vândă măcar un brand. Nimeni nu vrea să le cumpere măcar o crenguță, un ac din bradul ăla. Până la urmă ajung la un ins de unde nu mai vor să plece fără să-i vândă bradul. Insistă. Până
până când omul se enervează, scoate o foarfecă de grădină și le taie bradul, pur și simplu scos din minți de ăștia doi. Bun, respectivii Stan și Bran încep să-i distrugă casa, sistematic, da? Îi sparg fereastra. Omul, atenție, nu se ia la bătaie cu ei și nici ei nu sar la el. Nu, se mișcă unii pe lângă alții, paralel, ca în statul paralel, așa, se mișcă, ăla se duce la mașina cu brazea și le sparge un far, pormă le sparge parbrizul, ăștia îi dărâmă ușa, ăsta le sparge un cauciuc, finalmente reușesc să dărâme complet cetățeanul din casă, mașina ăsta o face țândări. Și nimeni nu mai are nimic. Ăștia dărâmă casa complet, nimeni nu mai are nimic, dar nu se ating unul pe celălalt. Merg un fiecare, da, ai făcut-o și eu. E bine, stai, domne, că ți-arăt eu ție. Frumusețea este că există și un polițist care apare la un moment dat cu un carnețel acolo și care notează. Cauciuc spart, da, aha. Nu intervine niciun moment polițistul. Stă pe margine și se uită la această distrugere paralelă, da? Sau autodistrugere paralelă. Da, ce am văzut aici? Ce am văzut? Haideți să nu intrăm. E foarte ușor să intri în mațe. Mațele astea, exact, în mațele astea, în cumetriile astea puturoase, în teșghetăreala asta pe care o vedem aici. Înainte să ajungem acolo, haideți să ne ducem după poza locală la The Grand Design. De unde credeți, domnul Prelipceanu, că le-au venit ideile astea domnilor Dragnea, Tăriceanu, Șerban Nicolae, Codrin Ștefănescu și compania, toți ăștia? Adică ideile cu Soros, cu multinaționale, statul paralel, Bruxelles, anti-Uniunea Europeană, strângerea legăturilor cu Statele Unite, China și Israelul. De unde le-au venit, domne, ideile astea? Căci ele, acum un an și ceva, erau inexistente. Ați auzit, să zicem, în vara lui 2016, de statul paralel, de Soros? În campanie? Nimeni. Nici în campania electorală. Nimic. Da? De unde vin astea? Vin cu siguranță de la niște consultanți străini. Niște consultanți străini utilizați de acești mari patrioți. Nu știu exact de unde, probabil din Israel. Cel mai probabil din Israel. Consultanți profesioniști care n-au nicio treabă cu vreo orientare politică, ei se duc, fac același lucru și în România, și în Mozambic, și în Coreea de Nord. Și reutilizează teme? Absolut, le cară de colo-colo, au pachete în astea de acțiune, care unele dintre ele sunt valabile și la București, și la Kiev, și la Budapesta. Budapesta și la Varșovia, peste tot. Ăștia le-au livrat acest pachet. Domnule, lucrați cu chestiile astea. De ce? Pentru că e un moment acum, în Europa. Se înscriu foarte bine, deci n-au făcut, Dragnea și compania, decât să se alinieze la ceea ce se întâmpla în Europa, unde apar aceiași parametri. Soros, multinaționalele, anti-UE și statul paralel. Deci, această achiziție, asta e o achiziție dată recentă, cu care nici măcar nu sunt bine familiarizați. Ați văzut că au așa niște ezitări chiar când folosesc chestiile astea internaționale, externe, au niște ezitări, domnii ăștia, până la urmă s-au obișnuit ei să le zică. Acum, ce se întâmplă în Europa și în lume?
în care noi ne înscriem acum cu domnul Dragnea, cu Tăriceanu, cu scandalul pe care îl vedem acum și cu tot ce se întâmplă de un an și ceva în România, ne înscriem într-o sinusoidă, într-o pulsație, dacă vreți, a omenirii. Ca să înțelegeți ce vreau să vă spun, trebuie să pornim de la niște concepte primare, esențiale. Mai întâi, democrație. Democrația nu este un fenomen natural. Nu întâlnim democrație în natură. În natură, așa cum spunea Adolf Hitler, în natură funcționează struggle for life. Funcționează, își dau cap. Își dau în cap cel puternic, îl ucide pe cel slab, supraviețuiește, se înmulțește, perpetuează, cel slab moare, dispare. Și spunea Hitler, de ce să folosim concepte artificiale, stupide, cum e democrația, când omul face parte din natură? Prin urmare, să aplicăm și în viața noastră socială lupta pentru viață. Da? Darwinism, să-i spune. Democrație. Mergem mai adânc. Libertatea. Știți că am văzut niște scrieri de genul ăsta în care se spune instinctul libertății. Nu există așa ceva. Homo sapiens ăsta, numit în mod abuziv sapiens, nu are libertatea înscrisă în el ca instinct alături de foame, frică și instinct de reproducere. Astea sunt instincte. Da, astea funcționează fără greș. Libertatea? Nu. Și aici trebuie să fim foarte, foarte preciși. Nu e vorba de libertatea de a nu intra în pușcărie. Nu este vorba de libertatea de a avea ce mânca. Deci libertatea nu legată de astfel de condiționări care la urma urmei se reduc tot la instinctele fundamentale, cele trei pe care vi le-am enunțat. Da? La instinct de conservare, nu? Foame, frică, la instinct de reproducere, la confort în general, de mediu, al ființei. Nu, libertatea înseamnă altceva. Libertatea înseamnă posibilitatea de a-ți exprima liber gândurile. Pentru că, într-adevăr, gândurile încă nu poate nimeni să ți le stăpânească. Gedanken sind frei. Încă. Dar libertate asta înseamnă să poți să-ți exprimi gândurile în mod liber. Câți dintre homo sapiens de pe această planetă, domnule Prilipceanu, credeți că sunt preocupați cu adevărat de această definiție a libertății? Merg mai departe la o propoziție a lui Heidegger, care spune așa, spune, esența adevărului este libertate. Deci nu putem avea categoria de adevăr, nu poate fi luată în discuție în absența categoriei de libertate. Da? Pentru foarte puțini oameni, lucrurile acestea au sens, ce am spus acum noi aici. Da? Libertatea înseamnă pentru cei mai mulți să aibă ce să mănânce, să aibă o casă, să aibă, dacă se poate, o mașină, dacă se poate două, trei, să meargă în niște vacanțe, dacă se poate de lux și mai departe. Asta înseamnă libertate. Și pentru cei mai mulți, după 1989, asta a însemnat libertate. Libertatea însemna să avem și noi, să avem, nu să fim în vreun fel, ci să avem libertatea de a avea, nu de a fi. Și atunci, aceste stări, democrație și libertate, mai pot fi și altele induse din aceste concepte, dar nu mă mai extind,
aceste concepte, aceste stări nu sunt naturale. Ele trebuie întreținute. Din când în când, în evoluția umanității, apar astfel de pulsiuni de democrație și libertate, după care se produce o recădere pe orbită, pe orbita instinctelor primare care îl guvernează pe așa numitul Homo sapiens. Asta vedem acum. Am avut o pulsiune, am avut anii 30, de pildă, da? Anii 20, anii 30, după primul război mondial, ca să nu mă duc mai departe, în care am avut o pulsiune formidabilă a umanității spre non-sapiens, da? Adică omul a fost dezbrăcat acolo de toate aceste atribute superioare ale lui, între care democrație, între care libertate, și s-a încercat reproducerea, de fapt, în societatea umană, atât de totalitarismul roșu, cât și de totalitarismul, spuneți-i cum vreți, brun, negru, verde sau negru, așa, s-a încercat reproducerea acestei lupte pentru existență. Trăiesc doar cei puternici, în rest, cei cu dizabilități, să spunem, țigani, evrei, rase inferioare, trebuie să dispară. Nu mergem cu toții, numai unii au dreptul să trăiască. Da? Și acest lucru l-au crezut milioane, milioane și milioane de oameni. Nu doar Hitler și Stalin. Nu, n-au fost niște nebuni care au avut ei viziunile astea. Nu, nu, s-au înscris, Hitler și Stalin s-au înscris în această pulsiune negativă a umanității din anii 30. După aceea a existat perioada înghețului, a războiului rece, care a blocat, a înghețat tipul acesta de conflict din perioada totalitară. După 1989, pulsiunea a fost spre democrație și libertate. Însă acestea nu pot să țină prea mult. Libertatea și democrația trebuie sunt, imaginați-vă că aveți niște bare de metal aici, ale gratii, de care trebuie să trageți și ele ori tot timpul au tendința să revină și trebuie să tragi de ele, după care umanitatea obosește și revin aceste bare, pentru că democrația și libertatea nu sunt niciodată cucerite pentru totdeauna. Trebuie să lupți în fiecare moment pentru ca aceste stări artificiale ale omului să fie menținute. Altfel se produce recăderea în condiția respectivă. Uitați-vă acum ce înseamnă Trump în Statele Unite. Da? Tot ce spune și ce face acest individ și chiar și cum arată. Da? Ce înseamnă, ce se întâmplă în China, unde Xi Jinping spune știți, eu vreau să fiu președinte pe viață. Ce să ne mai complicăm cu chestiile astea democratice? Vezi? Intervine o lehamite, ba chiar o scârbă de democrație, domnule Plăicianu, în omenire din când în când, așa. Știți? E evoluția asta. Nu mai dăm ce două mandate. Pe viață, da? Se alege pe viață dânsul, Xi Jinping, iar domnul Trump spune ce idee bună. E bine să o avem în considerare. Da? Aici, în jurul nostru, vedeți ce avem, da? Orban, Polonia, Cehia cu Zeman, Slovacia cu acel Fico, cu respectivul prim-ministru, unde este aceea structură, acel Fico este un exemplu tipic de populism corupt, de ins care n-are nicio treabă cu democrația și cu libertatea. Nu mai vorbim de Rusia și nu mai vorbim de Turcia, da? Nu mai vorbim de glonțul care ne-a trecut foarte aproape de ureche în Franța,
și de cele 6 luni cât s-a chinuit acum doamna Merkel în Germania, in extremis reușind să câștige. Deci ăsta este peisajul în care ne înscriem, the grand design, domnule președinte. Ce se întâmplă la noi aici nu este un specific românesc. Nu e românesc ce se întâmplă aici cu Soros, cu ăstea. Sigur că avem de unde să tragem lucrurile astea. Din propaganda național-ceaușistă a anilor 70 și 80. Avem de unde să le tragem. Dar ele nu ar fi apărut acum, izvorând așa din poporul român, care brusc are ceva cu Soros și cu statul paralel. Da? Și n-are nicio treabă nici acum cu astea, dar istoria nu este făcută de mase. Cum spuneau marxist-leniniștii, istoria este făcută de grupuri mici, de oameni care reușesc în anumite momente ale istoriei să manipuleze masele. Asta se întâmplă în clipa de față. Acum, specificul local este, cum spuneam mai devreme, Haloimăsul, Harababura, Brambureala, Teșghetăreala. Ăsta este nivelul. Nici măcar nu avem nivelul sumbru al polonezilor. Agresiv. Deci la ăia nu e Teșghetăreala acolo. Este ceva ce începe să semene a dictatură și a totalitarism foarte serios, fără bancuri de genul ăsta. La noi ce se întâmplă? În primul rând, cum spuneați cu titlul acela din Adevărul, avem o cârdășie. Toți oamenii ăștia care spun acum ce spun unii despre alții au făcut toate lucrurile acestea fiind împreună. Ani de zile. Da? La orice zicere a lui Dragnea, a lui Ponta, așa, poți să-i spui în orice moment, dom'le, nu erați împreună? Da, nu era un mitoman, un impostor mitoman Dragnea când apăreați amândoi ca Dioscuri, Castor și Pollux? Nu era? Bă, da, erau. Iar ce se vede de la nivelul cetățeanului este această lipsă totală de ideologie, de doctrină. Noi n-avem nici măcar nivelul ăsta, n-avem măcar un nazism aici, domne, un fundamentalism islamic ceva, da? Suntem sub, din punctul ăsta de vedere, sub unguri, sub polonezi. Aici avem o teșghetăreală, domne. Atât suntem noi capabili. Vă zic că toate poveștile astea cu statul paralel, cu binomul, cu Soros, cu Bruselul, cu toate astea, au fost făcute de ce? Ca să negocieze, ca să se târguiască, ca să cumetrească pe colțul mesei acești domni și alții, acolo cât un poscolo, unul dincolo. Asta erau mizele, mizele erau cine, pe cine punem colo, pe cine punem dincolo. Dragnea, Dragnea își dorea foarte mult cu postul de ministru de interne. Cum e asta să-ți dorești foarte mult? Așa cum cineva își dorește o rochie, își dorește un tort, își dorește o mașină, așa își dorea domnul Dragnea postul de ministru de interne, că îmi place mie mult la interne, da? Dați-mi-l mie, că îmi place. Crin Antonescu acolo spune un lucru foarte corect și pe care nu l-au negat ceilalți. Spune, dom'le, încercasem o procedură democratică. Adică doamna Pivniceu făcea acea cercetare la nivelul întregii țări, lua opinii, selecție, concurs pentru posturile respective din procuratură, de la DNA și așa mai departe. Facem concurs și în mod democratic vedem cine este câștigătorul. Da? Și a fost într-adevăr șters într-o fracțiune de secundă ca să fie înlocuit cu ce? Cu hârtiuțe, cu, dom'le, punem pe cutare, îl punem pe ăla și eu îl pun pe ăla, tu mi-l pui pe ăla. Asta este nivelul
politico-ideologic, tovarăși, al momentului în clipa de față. Știți că acești oameni sunt inferiori aparaticilor ceaușiști, multora dintre aparaticii ceaușiști din anii 80. Dom'le, ei aveau niște rudimente de ideologie, că se întâmpla să mai interferez cu unii dintre ei. Nu era niciunul vreun mare savant. Nu, îi încurcam întotdeauna cu texte de Marx, de Lenin, că astea nu le știau. Ei știau de Ceaușescu. Dom'le, dar știau. Puteai să ai un discurs ideologic, o discuție ideologică. Ați văzut, de pildă, o discuție despre social-democrație în ultimul an de zile, despre conceptul ăsta, cum îl aplică, se numesc Partidul Social-Democrat. Spre ce a ajuns să vină omul ăla, Timmermans, să le spună, dom'le, matale, ce sunteți, social-democrați? Păi știu că vă ocupați cu salarii, cu ajutorarea oamenilor, a văduvelor, a orfanilor. Ce treabă aveți cu justiția și cu luptele astea pe care le faceți? Deci așa arată în clipa de față peisajul. Ce am văzut aceste... Deci sunt mărunți, sunt îngrozitori de mărunți acești oameni. Ce sisteme au fiecare? Mă uitam la Dragnea, cum face, își face el propaganda asta, manipularea în discurs. A învățat și el niște lucruri. De pildă, Crin stătea în dreapta, Ponta stătea acolo, era cam patru, dacă nu greșesc, repetând de câte ori, dacă nu greșesc asupra unor chestiuni, cum spuneam data trecută, deictice, adică de timp și de loc, el fiind personajul narator. Deci, insistând asupra, eram undeva pe Valea Prahovei, nu are importanță unde, pe atunci de ce mai spui că erai pe Valea Prahovei? Ce sunt astea? Astea sunt ancore de real în manipulare. Când spui, pe la 4 după amiază, Crin stătea aici, eram undeva pe Valea Prahovei, ceea ce vei spune după aceea, adică mesajul principal, este plauzibilizat, este verosimilizat de aceste ancore de real pe care le plantează domnul Dragnea, firește cu acest coeficient de aproximație pe principiul din publicitate, pentru că principiile sunt foarte asemănătoare când vinzi produse politice în manipularea politică și în cea publicitară. Probably the best beer in the world, da? Deci, probably ăla cu care pui la îndoială, aproximezi, poate că, probabil că este cea mai bună, înseamnă, de fapt, cu siguranță cea mai bună. Știți? Prin dubitație, de fapt, verosimilizezi, de fapt, întărești. Dar a avut un moment care este emblematic, domnul Dragnea, în legătură cu tot ce a spus. Nu se referă la România, se referă la Statele Unite. Când a spus, da, am văzut că și în Statele Unite acum a fost schimbat secretarul de stat, domnul Tillerson, a fost Tillerson, sau cum se pronunță, a fost schimbat și a fost înlocuit cu Mike Pompeo, șeful CIA. Iar la CIA e o femeie. E o femeie. Gina și nu mai știu cum, eu nu știu și al doilea nume, parcă Gina. Așa. Dar domnul Dragnea, știți ce știe? Și a spus, și a venit, uite că s-au inspirat, a prins momentul să facă bancul ăsta de chelner de bacșișuri mici, știi? Uite că s-au inspirat de la noi, de la PSD cu paritate bărbații femei la vicepreședinți. Și au pus-o pe doamna Gina, care e foarte pregătită. Vă spun eu că e foarte pregătită, zice domnul Dragnea. Vedeți cum se deschide o metagalaxie în spunerea asta. Adică, domne, eu, Dragnea, eu știu, înainte să vină nou șef CIA, eu cunosc, eu știu și că trebuia să vină, eu știu că e foarte pregătită. Păi aș fi întrebat dacă eram și eu la un interviu, cum am văzut că să fac acum. Dar de unde știi, matale, trăițear, că e bine pregătită doamna asta? A? De unde știi că e bine pregătită?
Ai fost la vreo ceva, la o icră, la o proteină, cum fusești cu Trump? Ai împărtășit idei și sentimente? De unde știi, matale, că adjunctul de la CIA este foarte bine pregătit? Tonul era același, știți? Ca la doamna Dăncilă, este neconflictuală și foarte competentă. Da? Același ton. Defăimare. Poftim? Defăimare. Defăimare. Da, defăimare. Deci înțeleg că există o lege anti-defăimare. Ar trebui să existe, spune domnul Dragnea. Sau ar trebui Dragnea. Să existe, spune domnul Dragnea. Avem nevoie de ea. Da. Prea mulți. Dar dacă există defăimare, oare există și făimare? Du? Pun problema. Făimare există? A fost făimat, domnule, cineva până țara asta? Ce înseamnă a fi făimat? Păi a fi făimat înseamnă ce spunea ăla Mircea Cosma, care are proces acum de la Prahova, de acolo ce spunea despre Victor Ponta. Victor Ponta e o galaxie. Spuneam atunci că Ceaușescu nu s-a ridicat. Era Dunărea Gândirii, Stejarul Dânscornicești, Carpatul, așa, geniul Carpaților. Bă, dar galaxie, e, asta e a făima pe cineva. Mă gândesc, nu există în limba română verbul, dar îl facem acum. Da? Iar domnul Dragnea, mai vreți să fiu președintele vostru? Da! Parcă auzeam niște dăștea, bivoli care boncăluiesc, cerpi care boncăluiesc în rut. Da! Și aplauze. Dar n-au avut nicio jenă, domne, să facă chestia asta. Și unde? Unde? La sala palatului, da? La sala palatului, acolo unde când începea să ridica bobul. Și începea cu așa, să bată din primul rând, să bată din aripi, ca un albatros, să ridica toată sala. N-au avut nicio apăsare. Și sunt mulți din sala aia care știu foarte exact, care erau acum prezenți și știu cum era înainte de 89 acolo. Da? Și n-au avut nicio apăsare. Deci, anti-defăimare, ce poate să însemne? Păi anti-de... Luăm anticul de și ele se anihilează la fel cum se anihilează o particulă cu o antiparticulă. O să discutăm la Stephen Hawking. Deci anticul de, cele două negații, să spunem, se anihilează și rămâne făimarea, domnule. Deci să poată să beneficieze cei mai buni fii ai poporului de făimare. De făimare, domnule. Să avem făimare. Asta este sensul legii anti-defăimare a lui Dragnea. De ce e important ca un interviu care se pretinde a conține dezvăluiri să fie în același moment la mai multe televizoare? Stați puțin, o secundă, dar imediat cu interviu. Mai trebuie spus ceva aici, ideea asta, și la Dragnea și la alții, am văzut-o și la Dăncilă și mai nu știu care pe acolo de la europarlamentari. Dom'le, cum să ne ducem noi la Bruxelles acolo și să dăm pe față, să dăm România pe față acolo, de față cu 27 de state? Mi se pare că doamna Dăncilă spunea chestia asta. Cu 20 și nu știu cât de state... Să dăm noi pe față România acolo? Păi ce facem? Nu se face așa ceva. Deci, vedeți, nici până în clipa de față nu s-a priceput acest lucru. Suntem membri ai Uniunii Europene. Când te duci într-o astfel de Uniune acolo, nu poți să o tratezi. Ai vrut să intri în Uniunea Europeană cu 67% dorință de intrare în 2005, 2006, 2007, atunci, da? Pro-europenism, să intrăm acolo. Și acum tratezi Uniunea Europeană, tratezi Comisia Europeană, tratezi Parlamentul European ca ce? Ca, domne, să n-audă dușmanii. Deci să nu dăm chestia asta în public, că aude cine sunt. Ăia sunt, de fapt, vedeți, aceeași mentalitate de pe vremea imperialismului, a capitalismului, a ăstora din vest, nu? Băi, nu putem să spunem asta, că se duce dracului județul. Nu putem să zicem
că dă rău, da? Păi de-aia te-ai făcut membru, domne, de-aia ne-am făcut membru acolo, ca să spunem cum suntem cu adevărat și care ne este starea. Nu că n-ar ști, nu că n-ar ști foarte bine Bruxelles-ul, mult mai bine decât noi, cum stăm. Da? Deci asta e cu... Ce spuneți interviu? De ce un interviu trebuie să fie în același timp la mai multe televizoare? Dom'le, este ora, e fără 20. E târziu, e fără și nu 7 putem, minute mai avem. Mai avem 7 minute, nu vreau să mai discutăm despre acest interviu. Vă rog frumos. Stephen Hawking. Prefer să discutăm de Stephen Hawking. Vă rog. Da, deci... E o știre, da? Breaking news. A murit Stephen Hawking. Știrea face, pagina întâi, face accesări, face audiență. Am văzut și la dumneavoastră pe digi.ro. Este cea mai citită știre, la un moment dat, despre Stephen Hawking. Da? Pe care ați dat. De ce? Ia să ne... De ce? De ce citesc oamenii despre faptul că a murit omul ăsta? Eu cred ce a făcut că, el? În primul rând, pentru povestea de viață, care este extraordinară. Exact. Exact, foarte exact. Deci ceea ce contează în primul rând este modul în care acest om a reușit să trăiască încă 55 de ani după ce ar fi trebuit să moară din pricina bolii groaznice și mai ales ce să facă în timpul ăsta. Să gândească. Dacă o să-mi spuneți că îl apreciază cineva pe Stephen Hawking pentru realizările lui în domeniul cosmologiei, pentru realizările lui la intersecția teoriei relativității cu mecanica cuantică. Dacă ați dat, am văzut tot în site-ul televiziunii, ați dat și formula pe care vrea să-și o pună pe mormânt, să-și o pună Stephen King pe mormânt, adică P-A-K-K, cela a treia supra 2HG. Da, ce e asta? Pentru asta știe cineva că asta înseamnă proporționalitatea dintre entropie și suprafața unei găuri negre, nu volumul? Și ce înseamnă G, ce înseamnă constanta lui Boltzmann și mai departe? Tot ce... Nu știe nimeni, nimic, nicio treabă. Da? Și atunci, încă ceva, la ce a mai contribuit această popularitate, breaking news-ul ăsta pe care îl face Stephen Hawking, la intersecția cu Dumnezeu. Pentru că în cartea lui, în prima lui carte, bestseller, în scurtă istorie a timpului, el îl analizează continuu, și conceptul de Dumnezeu. În paralel cu evoluția ideii științifice despre univers, de-a lungul mileniilor, analizează și intersecția, interferența cu conceptul de Dumnezeu a diverselor teorii științifice. Și aici, vedeți, iar este ceva care crește foarte mult atractivitatea mediatică. Dom'le, oamenii au auzit și ei, dom'le, dar și Einstein credea în Dumnezeu. N-a zis el că Dumnezeu nu dă cu zarul? Nu știu, nu să știe ce e relativitate, nu să știe nimic, constantă cosmologică, nimic absolut. Dom'le, dar Einstein credea în Dumnezeu. Ți-o servește chestia asta dacă discuți cu un credincios, îți servește mulți dintre ăștia mai ceva mai răsăriți, îți spun, da, dom'le, dar și Einstein credea în Dumnezeu. Deci Dumnezeu e o soluție comodă. Omul ăsta, știți ce a făcut? N-a spus niciodată Dumnezeu nu există. Din nou, nu se înțelege lucrul ăsta. God may! Dumnezeu poate, spune el, exista. Dumnezeu poate exista, dar nu am nevoie de această ipoteză pentru a explica universul așa cum îl cunoaște. N-am nevoie de ipoteză. Deci el nu spune Dumnezeu nu există. El spune... Poate există, poate nu există, dar deocamdată nu există nimic în ceea ce ne înconjoară care să aibă nevoie de ipoteza Dumnezeu. Bine, nu el a spus asta prima dată, a spus-o Pierre Simon Laplace cu mult timp, cu 200 de ani în urmă, dar ce este important aici? Importantă este, adică omul acesta care nu a luat premiul Nobel,
N-a luat premiul Nobel. Stephen Hawking nu are premiul Nobel pentru fizică. De ce nu l-are? Pentru că niciuna dintre teoriile lui nu are până acum o confirmare experimentală și sunt și șanse mici să aibă. Pentru că viața găurilor negre e de miliarde de ani. Noi trăim acum, nu, șansele noastre de a trăi momentul unei explozii al unei găuri negre, momentul în care radiația Hawking, pe care a descoperit-o teoretic, ea n-a fost niciodată confirmată experimental, își va face efectul asupra găurii negre, practic n-avem nicio șansă. Noi de aici, noi nu existăm. Înțelegeți? Cum v-am spus la început. Și atunci, pentru ce este mare omul acesta și merită să ni-l amintim de-a lungul anilor și chiar veacurilor? Pentru monumentul pe care l-a ridicat gândirii. Omul acesta ar fi trebuit să ia premiul Nobel pentru gândire. Nu există. Există pentru fizică, există pentru medicină, pentru pace, pentru literatură. Nu există premiul Nobel pentru gândire. Știți ce a făcut? Uitați-vă ce se întâmplă cu Dumnezeu. Unde e Dumnezeu? În cer. Da? Credincioșii spun, Dumnezeu e în cer. Ne rugăm la cer, e în cer. Da? Și acum vine Stephen Hawking și întreabă. Sau vin eu și întreb. Vin și vă întreb, unde e? La 5 km în cer, înălțime? La 10? În stratosferă? Dincolo de stratosferă? Dincolo de centura de radiații Van Allen? Dincolo de orbita Lunii? În afara sistemului solar? În galaxie? În metagalaxie? Unde e Dumnezeu? Suficient de jos ca să ne vadă. Așa cred unii. Da. Așa cred unii. V-am spus, și așa cred. E o soluție comodă. Dumnezeu e soluție comodă. Cu el, eu, din punct de vedere matematic, Dumnezeu e soluție foarte comodă. E, ce putem spune aici este că necredincioșii, mulți dintre ei, s-au apropiat de Dumnezeu nu cu ajutorul credinței. Nu stând și rugându-se intens, s-au ridicat de la pământ și au ajuns pe orbită și după aceea pe lună. Nu. De la pământ la lună, oamenii, deci, spre Dumnezeu, mergând spre Dumnezeu, corect? S-au ridicat cu ajutorul gândirii, nu cu ajutorul credinței. Până acum, credința nu a mișcat un fir de păr. În schimb, gândirea te poate apropia de Dumnezeu. De fapt, asta spune Stephen Hawking. Nu știu dacă Dumnezeu există sau nu există, dar ca să putem spera că aflăm ceva despre Dumnezeu, nu putem să nu gândim. Nu există altă cale spre Dumnezeu decât gândul omenesc. Ei, gândiți-vă acum și la condiția lui, că ea este cea care contează în ultimă instanță. Asemenea filozofului grec care și-a scos ochii ca să poată gândi mai bine, Stephen Hawking a beneficiat și, ce să vă spun, ca să vedeți cam care e fractura între ființele omenești numite Homo sapiens, Neymar, omul ăla care lovește un obiect sferic pe teren, așa, și tatuat din cap până în picioare, are piciorul rupt acum, de pe teren. Și a luat și el, a spus că ia pildă de la Stephen Hawking, care tocmai murise, că întotdeauna trebuie să găsești și avantaje într-o situație rea în care te afli. Așa a zis ăsta, Neymar ăsta, fotbalistul. Și se numesc Homo sapiens, și Neymar și Stephen Hawking. Deci, aflat în această carcasă, în corpul lui, ca într-o închisoare, nu i-a mai rămas decât creierul. Și ce a făcut, de fapt, ce ne-a spus Stephen Hawking, finalmente? Ne-a spus așa, că omul este om doar dacă gândește. Și gândește nu înseamnă să gândești în raport cu interesele tale personale, imediate, în raport cu foamea, în raport cu rapacitatea,
în raport cu dorința de a-ți fi bine și a acumula. A gândi înseamnă să înțelegi ce nu-ți convine și să te gândești la lucruri care nu te interesează în mod direct. Asta înseamnă gândirea ca a vrea să înlocuiască, să pună alături de instinctele primare ale omului, adică foame, frică și instinct de reproducere. Stephen Hawking vrea să încrusteze în om, să înfigă în om, fără a mai putea fi scos de acolo, instinctul de a gândi. Mulțumesc mult, Cristian Tudor Popescu. Rămâneți cu noi!